pentru noi provocare următoare nu mai este inflația, este ieșirea din recesiune. De ce Moldova se împrumută de la FMI? Ne ajută să utilizăm acești bani eficient și să ne dezvoltăm ca țară. Care a fost cea mai mare provocare? Mandatul unui guvernator este plin de provocări. Banii ținuți la saltea sunt mâncați de inflație. Banul care stă la saltea rămâne în urma acestei creșteri de prețuri. Deci el bine să fie pus măcar la un depozit. Cea mai bună investiție oricum rămâne în educație. Moneda națională împlinește 30 de ani. Avem suficiente rezerve și valutare și rezerve în bănci avem. Deci eu nu văd probleme pentru sănătatea leului moldovenesc. Ce viitor are criptomoneda? Domnule guvernator, suntem la primul podcast din seria De sens banilor. Vom răspunde astăzi în mod special la întrebările presei, dar pentru că lansăm acest produs într-un moment în care Moldova este într-un moment important din istoria sa, se pregătește de lansarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, am să vă întreb întâi de toate dacă Banca Națională se implică în acest proces de integrare și cum anume. Da, cu siguranță ne implicăm și este una din prioritățile băncii naționale, chiar în planul nostru strategic, care recent l-am aprobat. Dincolo doar de planuri, avem și acțiuni concrete. Deci, haideți, chiar și toată reforma bancară care a fost făcută, ea în mare măsură ne-a dus implementarea unor aceleași principii care sunt în directivele europene, ci sunt din sectorul financiar și bancar. Principiile Basel, legislația AML, deci ele toate ne aduc mai aproape de cadrul european din domeniul financiar bancar. Și privind înainte, noi ne ambiționăm să mergem mai departe. Următorul nostru obiectiv este aderarea la SEPA, astfel ca sistemul nostru financiar să fie conectat la sistemul unic european de plăți și asta iarăși va facilita cât tranzacțiile între persoane fizice din Republica Moldova și din Uniunea Europeană, atât și pentru agenții economici. Instituțional, noi suntem parte din mai multe comisii guvernamentale, unde se fac evaluările, ce mai avem de făcut. Așa este aprecierea mea că noi, atâta timp cât am implementat acordul de asociere, deja am reușit foarte mult să facem în aproximarea legislației noastre la cea din Uniunea Europeană. S-au împlinit în aceste zile 32 de ani de la fondarea Băncii Naționale și o instituție media, Rupor, MD, vrea să afle de la guvernatorul BNM care a fost cea mai mare provocare din mandatul dumneavoastră actual. Mandatul unui guvernator este plin de provocări și ele se schimbă în dependență de situația economică, de situația politică. Deci provocările vin din ambele părți. Una din cele mai mari provocări a fost întărirea independenței băncii naționale, care e un lucru greu și din punct de vedere, în primul rând, politic și instituțional. Deci este complicat să impunem în Republica Moldova, să impunem independența băncii naționale, atâta timp cât poate nu toată lumea înțelege beneficiile acestei independențe. Dar noi avem răbdare, le explicăm la toți de ce este necesară și cum cetățenii beneficiază de la această independență. A fost o altă provocare pe parcursul mandatului meu, a fost reforma bancară, dar mai cu seamă a fost apărarea ei. Nu știu, dacă poate nu toată lumea cunoaște, dar Banca Națională a fost supusă unor atacuri foarte urâte, în special în anul 2020, urmare, deci, a intereselor celor care au fost, zicem așa, eliminați din sectorul bancar ca urmare a reformei. Respectiv, noi am ținut piept. Eu cred că echipa Băncii Naționale sunt niște eroi și chiar au stat și au apărat interesul public. Acum, mai nou, da, deci provocarea cea mare este situația economică. Deci, dacă mă întrebați ce nu mă las să dorm noaptea, asta este situația macro din țară. Ea se schimbă permanent. Deci dacă anul trecut noi luptam cu inflația, cu consecințele războiului, anul acesta cred că cea mai mare provocare este faptul că
suntem într-o recesiune adâncă și noi, ca Banca Națională, prin instrumentele monetare, încercăm să ajutăm economia să iasă cât mai repede din această recesiune. Tot în această perioadă a inflației înalte, Banca Națională a Moldovei a ținut în prim plan, pe lângă stabilitatea prețurilor, stabilitatea economică și educația financiară, economisirea. Noi facem acum educație financiară, inclusiv prin acest produs. De aceea vreau să vă întreb, când o bancă centrală îndeamnă oamenii să dea sens banilor, ce de fapt se are în vedere? În primul rând, ți-are în vedere oamenii să cunoască, să aibă niște cunoștințe elementare în domeniul gestiunii finanțelor. Pornim, dacă vorbim de persoane fizice, deci vorbim despre gestionarea banilor familiei, banilor proprii. Fiecare familie face decizii economice. Când să investească, când să pună bani deoparte, cât să cheltuie, da, să-și facă planuri pe viitor. Și atât lucrurile astea e bine să fie făcute cu un nivel minim de cunoștință și cât se poate de conștient. Și cel mai interesant că de la asta beneficiază nu doar persoana respectivă sau familia, dar beneficiază întreaga societate. Atunci când omul mai pune bani deoparte pentru, zicem, perioada când va ieși la pensie, atunci el face economii, el se gândește la careva investiții. Deci aceste investiții beneficiază economia, deci astfel lucrează ciclul economic, cercul economic, mai bine zis, și beneficiază toți. Și noi vrem să educăm acest spirit la cetățeni. Mai menționăm un moment important, domnule guvernator. Moneda națională împlinește 30 de ani în acest an, mai exact la 29 noiembrie. Cum credeți că s-a descurcat leul în toată această perioadă, mai ales în aceste crize suprapuse, și poate aveți o previziune cum va fi mai departe? Bine, dacă vorbim de leu ca monedă națională, ca mijloc de plată, el s-a descurcat și cred că se va descurca și mai departe. Nu este problema atât în leu, în stabilitatea leului. Eu nu văd probleme pentru stabilitatea leului. Cred că problema cea mare este cum ne afectează noi, pe noi situația monetară, situația economică și ce trebuie să facem noi ca să ajutăm economia, cel puțin la momentul actual. Asta este problema cea mare. Dar dincolo de asta, deci tot ce avem noi construit în sistemul financiar ne asigură o stabilitate cât a sistemului financiar, atât și o stabilitate monetară. Avem suficiente rezerve și valutare, și rezerve în bănci avem. Deci eu nu văd probleme pentru sănătatea leului moldovenesc. Dar uitați-vă, de la începutul anului, leul moldovenesc s-a întărit în raport cu dolarul cu 7%, dacă nu greșesc, și aproape cu 5% în raport cu moneda euro. Exportatorii, oamenii care trăiesc din remitere, adică cei care sunt cei cel mai tare afectați de această întărire a leului, probabil v-ar întreba de ce se întâmplă asta, de unde această tărie a leului, ce rol joacă Banca Națională în această întărire și ce va fi mai departe, probabil. Bineînțeles că oamenii sunt afectați de această apreciere, în special exportatorii. Pot să explic care sunt cauzele. Cauza cea mai mare, în primul rând, este recesiunea. Deci, intrările de valută în Republica Moldova au rămas mai mult sau mai puțin constante, chiar au fost și suplinite de finanțările pe care le primește guvernul. Problema cea mare este pe partea de cerere. Deci, fiind în recesiune, noi avem o cerere foarte mică pentru importuri de diverse bunuri. Fie că ele bunuri de consum, fie bunuri pentru investiții, dar cererea este foarte mică. Respectiv, nu există cerere pentru valută, pentru a plăti pentru aceste importuri. În situația când oferta este mai mult sau mai puțin constantă, iar cererea s-a redus semnificativ, noi avem un dezechilibru. Acest dezechilibru duce la aprecierea leului. Banca Națională sigur că face intervenții în piață. Deci noi, rezultatul acestui dezechilibru este faptul că permanent avem exces de valută pe piața valutară.
Banca Națională face intervenții pentru a procura acest exces. Însă Banca Națională nu poate să se opună trendului care îi, zicem așa, e susținut de situația economică. Noi doar putem să nivelăm volatilitățile care apar în piață în virtutea faptului că, bine, piața noastră este mică, nu are adâncime suficientă, deci apar volatilități. Dar să ne opunem trendului noi nu putem. Noi întotdeauna lăsăm el să ajusteze în direcția în care trebuie să care dictează piața. Asta facem și acum. Și unica soluție pentru a rezolva această problemă este relansarea economiei cât mai curând posibil. Deci, dacă se relansează economia, se relansează consumul, se relansează importurile și creșterea iar va crește cererea de valută și vom avea o revenire la normalitate cu cursul de schimb. Încă o întrebare pe care ne-a expediat-o presa în legătură cu asta, Bani MD, se întreabă și vă întreabă și pe dumneavoastră cât de periculoase pentru economie sunt variațiile leu-euro și care sunt prognozele în sensul ăsta? Bine, orice variații aduc anumite probleme. Pentru că variațiile introduc iarăși un fel de volatilitate, lucrurile astea se includ în prețuri, agenții economici le evaluează ca riscul și iarăși le includ în marja lor, în prețuri, costurile cresc la unii agenți economici din cauza asta. Deci, da, asta aduce, în general, volatilitatea cursului este o problemă pentru economie. Acum, noi, rezervele noastre, rezervele băncii naționale sunt mai mult formate din dolar american și moneda de intervenție care o folosim este iarăși dolarul american. Respectiv și valuta de referință este dolarul american. Față de dolarul american, noi avem o volatilitate mai mică. Iar cursul pentru euro se formează în dependență de cursul care este între dolar și euro deja pe bursele europene. Respectiv, volatilitatea din piața europeană se cumulează cu volatilitatea leului față de dolar și avem o volatilitate mai mare la euro. Asta este construcția de astăzi. Noi permanent analizăm potențial oportunitatea de a trece de la valuta de intervenție de la dolar la euro ca să diminuăm aceste volatilități pe euro. Dar aceasta depinde de foarte mulți factori, nu putem privi lucrurile foarte simplu. Noi trebuie să avem în vedere și structura importurilor și exporturilor și valuta în care aceste importuri, exporturi se fac, în ce valută se fac remitențele, în ce valută cumpărăm energia. Deci noi urmărim lucrurile astea și probabil că la un moment dat, când ponderea euro va crește suficient de mult, ea deja este destul de mare, vom analiza oportunitatea să trecem la euro ca valută de intervenție. Și asta va reduce volatilitatea euro-leu, dar va crește volatilitatea dolarului față de leu. Și atunci vom avea problemă pe altă parte. Noi urmărim tendințele macroeconomice, structura comerțului și dependență de asta o să luăm decizii. Despre rezervele valutare vorbim în continuare, domnule guvernator, care o duc din bine în mai bine și iată o instituție media, agenția Infomarket, a expediat o întrebare în legătură cu asta. Citez. Rezervele valutare ale băncii naționale ale Moldovei au atins în acest an o serie de noi maxime istorice. În ce măsură, se întreabă jurnaliștii, aceste rezerve depășesc normele stabilite de FMI? Ce rol au jucat în depășirea șocurilor și crizelor existente, în menținerea încrederii în moneda națională, în economia națională în general? Și cât timp mai poate continua? Deci să pornim de la cât de mari pot fi rezervele. Ele pot, nu există o limită maximă la rezervele valutare. Există o limită minimă care să asigure continuitatea și posibilitatea țării de a finanța importurile pe câteva luni de zile. De regulă se iau 3 luni de zile. Mai există alți indicatori care măsoară mai complex, care măsoară
și ne stabilesc care ar fi nivelul minim al rezervelor. Nivel maxim nu există așa ceva, deci putem avea rezerve de cât avem noi nevoie și de cât nevoie are economie. Rezervele și-au jucat rolul său, deci faptul că noi am acumulat rezerve, au jucat rolul său pozitiv în anul 2022, în special în momentul când s-a declanșat războiul. Dacă vă aduceți aminte, noi am avut un șoc puternic pe sectorul bancar. E de înțeles că noi am văzut un val foarte mare de refugiați care au intrat peste noapte în Republica Moldova. Lumea puțin s-a panicat și la noi, pentru că explodau obuzele chiar în Odessa. Și am observat oamenii, deci s-au mai speriat, și-au retras unii depozitele, și-au retras depozitele și le-au schimbat în valută străină. Bine, este de înțeles acest comportament, dar rezervele noastre valutare și rezervele care le dețin băncilor de lichidități ne-au ajutat să depășim această fază în care lumea s-a panicat. Practic în 2-3 săptămâni piața s-a calmat și lucrurile au revenit la normal. Dar în aceste 2-3 săptămâni sectorul bancar a pierdut din depozite, iar noi am fost nevoiți să recurgem la vânzarea valutei din rezerve. Nici pe departe nu ne-am apropiat de un indice critic, deci rezervele au fost suficient de mari ca noi să acoperim cererea de valută și oamenii să se calmeze. Că în spatele este valuta națională, depozitele, stau rezervele băncii naționale care le asigură. În felul ăsta deci cel mai recent, am văzut cum această pernă de salvare, care sunt rezervele valutare, ne-au ajutat să depășim o criză. Acum, ele iarăși sunt în creștere, rezervele. Nu-mi place să privim ca niște recorduri noi pe care le batem. Deci în spatele, la faptul că aceste rezerve cresc, stă aceeași problemă de care am vorbit mai devreme. Acel dezechilibru din economie, din cauza faptului că consumul este foarte slab. Respectiv, noi avem, cum am mai zis, exces de valută, noi suntem nevoiți să facem intervenții valutare aproape în fiecare zi și să procurăm valută în rezerve. Și astfel rezervele cresc. O altă sursă de creștere a rezervelor sunt finanțările externe pe care le primește guvernul. Și aceste finanțări iarăși nimeresc în rezerve. Trebuie să înțelegem că în momentul când rezervele valutare cresc, Banca Națională emite și lichidități noi pe piață. Și ele trebuie gestionate eficient ca să nu creeze alte probleme în economie. În continuare, din nou un subiect complicat, vorbim despre inflație și despre rate, marele provocări ale anului trecut. Ca să facă față inflației, toate băncile centrale, nu doar Banca Națională, s-au văzut nevoite să majoreze ratele, s-a întâmplat acest lucru peste tot. Întâi de toate, cum ați văzut rolul, misiunea BNM în toată perioada asta de inflație înaltă? Bine, noi am intervenit prompt cu instrumentul pe care îl avem, instrumentul de politică monetară. Deci imediat ce noi am văzut valul inflaționist care deja se vedea în vara anului 2021, dar nu era legat nici de criza energetică, nu era legat nici de război din Ucraina, noi vedeam un val generat de recuperarea rapidă post-pandemic. Deci acea recuperare rapidă susținea o cerere mai puternică și această cerere exercita presiuni inflaționiste. Respectiv, ca răspuns la aceste presiuni inflaționiste de partea cererii, noi am început din vara anului 2021 treptat să majorăm rata de bază. Însă după aia a urmat criza energetică din toamna anului 2021 cu șocurile sale, după aia a urmat războiul cu iarăși șocuri noi pentru economia noastră, cu toate vulnerabilitățile ei, asta s-a materializat într-o creștere rapidă a prețurilor. Răspunsul nostru a fost, iarăși, cu instrumente de politică monetară, noi este clar că nu puteam să oprim aceste șocuri care vineau din afară. Ele nu pot fi oprite, ele intră
odată fiind generate în afară și fiind țara expusă, ele nu pot fi oprite prin politică monetară. Ce putem face noi prin politică monetară, și asta am făcut, noi am prevenit efectele de runda a doua sau diverse spirale inflaționiste generate de aceste șocuri. Iată, noi asta am reușit să prevenim. Și practic, da, șocul inflaționist a fost mare, el a ajuns picul la peste 34% în octombrie anul trecut, dar deoarece noi am reușit să temperăm, deci, procesele de runda a doua, după asta inflația a început să se diminueze. Și acum este pe un trend descendent, foarte ferm, care ne duce spre ținta inflației în trimestrul 4 anul curent. Da, de câteva luni s-a temperat creșterea ratei inflației. Banca Națională, în paralel, și-a relaxat politica monetară. S-ar putea spune cumva că se revine la un fel de normal, dar ce arată viitorul? Care, vă cer o previziune, de fapt, acum. Cum credeți la ce inflație se va ajunge la sfârșit de 2023? Ce se va întâmpla cu dobânzile, cu creșterea economică? Previziunile noastre că inflația va reveni în coridor în trimestrul 4 anul curent. Și politica monetară va fi orientată spre ceea că să mențină inflația mai departe în acest coridor. Provocarea cea mare pe care o vedem noi, că recesiunea este mai profundă decât ne-am așteptat. Respectiv, viteza cu care scade inflația este ceva mai rapidă decât, zicem, prognoza noastră anterioară, care am făcut-o la începutul anului. Și asta ne face să răspundem cu o relaxare mai rapidă a politicii monetare, iarăși cu scopul de a susține recuperarea economică. Deci această scădere rapidă a inflației, adică mai rapidă decât ne-am așteptat, se explică prin acea recesiune adâncă, prin faptul că cererea este foarte slabă. Și noi trebuie să o resuscităm și facem ce putem cu instrumentele de politică monetară. Cât în perioada când crește inflația, atunci când scade inflația, politica monetară nu poate face minuni. Ea poate îndrepta procesul în direcția potrivită, dar este foarte important ca politica monetară să fie susținută și de politici fiscale adecvate. Eu vorbesc de politică fiscală contraciclică, pentru că politica fiscală prociclică doar agravează problemele. De asta noi și permanent pledăm pentru un dialog cu guvernul pentru a racorda aceste două politici și de a atinge obiectivele ce sunt nu numai de inflație, dar și de stabilitate economică în interesul cetățenilor. Dar uitați-vă, domnule guvernator, Banca Națională deja în 4 ședințe a coborât ratele, s-au ajuns la 10%. De ce ezită, pe de altă parte, băncile să reducă ratele? Este acesta, în general, un lucru care deranjează Banca Națională? Transmisia monetară întotdeauna se produce cu o întârziere în timp, un lag în timp, deci ea nu are loc imediat. Și asta este exact fenomenul care îl observăm. Deci răspuns la relaxarea ratei de bază vine cu ceva întârziere. El mai întâi vine pe ratele la depozite și asta se observă foarte bine. Și după aia cu întârziere vine și diminuarea ratelor la credite. Cel puțin ceea ce vedem noi situația din luna aprilie și mai, noi vedem că deja ratele la credite au pornit în jos. Sperăm că o să meargă și mai departe în jos, cred că încolo oricum ar trebui să ajungă și atunci ratele la joase la credite vor veni să susțină recuperarea economică.
O întrebare pe care a trimis-o presa în legătură cu ratele a venit de la noi, MD, și ea sună în felul următor. Dacă e să luăm în considerare faptul că aproape întreaga inflație în Republica Moldova, după cum a recunoscut BNM și conducerea țării, este importată, n-ar fi mai corect să reducem brusc ratele în economie, ceea ce ar permite, cred jurnaliștii, reducerea semnificativă a cheltuielilor de deservire a datoriei de stat. Datorie de stat, da, cheltuielile datoriei de stat sunt un lucru important, dar iarăși noi trebuie să înțelegem că lucrul cel mai important este să gestionăm inflația și să asigurăm stabilitatea macrofinanciară. Este mult mai important decât dobânzile pe care le plătește guvernul la datorie internă. De ce? Pentru că inflația, în primul rând, îi afectează pe cetățeni și, în primul rând, pe cei mai vulnerabili. De ce este important? Că care n-ar fi costurile publice, noi trebuie să asigurăm combaterea eficientă a inflației și readucerea ei cât mai repede la țintă, în interesul cetățenilor. Și aici cetățenii nu vor simți atât de mult o creștere a dobânzilor la VMS-uri, cum vor simți, de exemplu, diminuarea inflației. De aceea, asta ar trebui să fie prioritatea. Și noi ce am făcut prin majorarea ratei de bază, noi de fapt, cum am mai spus anterior, am prevenit efectele secundare și ne-am asigurat că după acel șoc, inflația nu rămâne persistentă, dar revine la normalitate. Deci dacă noi nu mergeam cu măsurile acestea de politică monetară, care de altfel sunt dureroase, nu numai pentru guvern, dar și pentru agenții economici. Deci dacă noi nu veneam cu aceste măsuri, eu cred că noi astăzi nu aveam acest trend descendent a inflației. Inflația avea să rămână înaltă și avea să fie poate și mai înaltă. Haideți să ne uităm în regiune, noi vedem exemple de acest gen în alte țări. Eu n-am să dau denumire acum. Realitatea medie vă întreabă la rândul ei. Ați fost acuzat anterior, citez, de către guvern că BNM poartă cea mai mare vină pentru inflația care atinsese la sfârșitul lui 22 nivelul de 34%. Cum răspundeți la această acuzație? Știți, noi acuzații am primit multe. Am primit acuzații că intervenim prea dur, după aia că intervenim prea puțin, deci acuzații au cum au fost, dar mă rog, așa este la noi mediul sociocultural, așa să zic, în Republica Moldova. N-am să comentez, e ok, e dreptul tuturor să ne critice, noi ascultăm cu atenție criticile, dar eu încă o dată o să reiterez, noi cred că am făcut ceea ce trebuie să facă Banca Centrală în aceste situații. Noi am fost deschiși cu cetățenii, noi le-am explicat oamenilor ce îi așteaptă, cu toate că și de asta am fost criticați, dar noi oamenilor deschis le-am spus că vine un val mare de inflație. Noi foarte onest le-am spus oamenilor că noi să luăm măsuri dureroase. Și într-adevăr, foarte mulți au simțit măsurile noastre și le-au fost dureroase pentru foarte mulți cetățeni. Dar în final noi am reușit să stăpânim inflația și să o aducem pe un trend descendent. Acum, eu iarăși am să reiterez că politica monetară nu poate face minuni. El nu poate de una singură să rezolve toate problemele. Numai decât politica monetară trebuie să fie însoțită și de o politică fiscală coordonată. Și lucrul acesta, de fapt, l-am auzit recent la mai multe forumuri. Politica monetară nu poate face de una singură minuni. Ea trebuie să meargă de mână în mână cu politica fiscală, adică cum se face politica bugetar-fiscală, așa mai bine să zicem, care este impulsul fiscal pe care îl dă guvernul, este el adecvat ciclului economic, este el adecvat ciclului inflaționist, iată, lucrurile astea permanent trebuie să fie subiect de discuții între Banca Națională și guvern și noi de fiecare dată încercăm să aducem subiectul ăsta în discuții cu guvernul.
Și presa se interesează, de exemplu, agenția internațională Reuters ne-a expediat următoarea întrebare. Cum poate fi făcut eficient acest tandem între politici monetare și bugetare ca să fie contracarată mai bine viitoarea deflație, scriu jurnaliștii? Foarte bună întrebarea și vă rog să mă credeți, din ce am discutat eu cu mai multe țări, nu numai pe noi ne frământă întrebarea asta. Deci chiar și țările cu economie avansate și cu o clasă politică mult mai matură, deci aceleași probleme apar, că sunt tendințe când pe partea fiscală nu tocmai se ține cont de ciclu economic și atunci se ajung în diverse situații sau cu supraîncălzirea economiei sau din contra cu recesiuni. E o problemă dificilă pentru toată lumea, dar până ce o fi altă rețetă n-a fost inventată. Rețeta este o politică fiscală coordonată cu cea monetară și unul din instrumentele de coordonare a politicii, de racordare mai bine zis, a politicii fiscale la ciclul economic ar fi o regulă fiscală contraciclică. Există ea în mai multe țări, există, nu putem zicem că ea este și ea o panacee, oricum ea cere o abordare conștientă și din partea politicului, dar oricum este un instrument care ne-ar ajuta într-o anumită măsură. De ce? De ce nu există regula aceasta? Există în multe țări ale Uniunii Europene. De ce nu există în Moldova? Bine, nu s-a ajuns încă serios să se ocupe de acest subiect până acum. Noi avem o regulă fiscală care e destul de simplă și e mai mult taxată a menține un nivel anumit de cheltuieli și deficit. Deci o abordare conservativă față de politica fiscală, ceea ce nu e rău în esență, dar nu răspunde la problema de care am spus eu, de gestionare eficientă a ciclului economic. Ar trebui să explicăm probabil aici că regula asta presupune că deficitele bugetare trebuie controlate, deci nu ar obliga guvernul să nu aibă un deficit prea mare. Nu că ar obliga guvernul, dar ar impune o regulă că deficitul trebuie să fie sincronizat cu ciclul economic. Atunci când e recesiune, e bine să fie o politică fiscală mai expansionistă, atunci când economia e supraîncălzită și avem proces inflaționist, e bine să fie un deficit bugetar mai mic, adică o politică fiscală mai restrictivă, ca să nu susținem procesele inflaționiste și să nu supraîncălzim economia. Iată, asta e un lucru simplu. La prima vedere, sigur că e mai complicat de făcut la nivel tehnic, dar și mai complicat la nivel politic, dar asta ne-ar ajuta foarte mult în condițiile în care Moldova are o economie foarte mică, deschisă și foarte volatilă. Eu cred că acest instrument ne-ar ajuta pe noi foarte mult. Ca să conchidem cu această parte a discuției noastre, domnule guvernator, îmi amintesc că un oficial al FMI, Alfred Kammer, când vizita Republica Moldova la începutul primăverii, spunea că întrucât a fost afectată mai devreme de creșterea inflației, iar Banca Națională a aplicat măsuri restrictive mai devreme decât în restul Europei, Moldova ar putea ieși din criză mai devreme decât restul Europei. Întrebarea e, deja se întâmplă acest lucru? Sunteți optimist sau poate deja s-au schimbat perspectivele? Aici trebuie mai întâi să stabilim, să convenim asupra noțiunii de criză. Ce avem în vedere când spunem criză? Dacă vorbim de inflație, probabil că da, noi mai devreme decât alții vom reveni la țintă. Deci ce observ eu în Europa, procesele inflaționiste, dacă n-au avut o amplitudă atât de mare ca în Moldova, dar sunt mult mai persistente și este mai dificil pentru Banca Centrală Europeană și băncile centrale din Uniunea Europeană să readucă inflația la țintă prin politicile monetare. La noi
inflația a avut o amplitudă mai mare, ea, procesul inflaționist a pornit mai rapid și noi mai repede am reușit să o oprim. Deci, din punct de vedere a inflației, da, noi probabil că mai devreme decât Europa o să ieșim. Dar dacă să vorbim de situația de ciclu economic, de creștere economică, deci noi suntem în recesiune, în Europa, ea fiind sub potențial, oricum nu este în stare de recesiune. Da, creșterea economică e mai slabă decât ar trebui să fie, dar nu este în recesiune. Deci pentru noi provocarea următoare nu mai este inflația, este ieșirea din recesiune. Și aici iarăși, cum am mai zis, noi o să susținem prin politică monetară recuperarea economică. De ce a fost la noi valul mai rapid? Deci ciclul ăsta, de ce s-a pornit mai rapid și mai repede s-a stins? Noi am intrat în aceste crize suprapuse, cum le mai spunem, cu o economie destul de mică și deschisă. Și cu multe vulnerabilități, în special pe domeniul energetic. Deci fiind vulnerabilă și deschisă la șocuri, deci la noi foarte repede s-au șocurile inflaționiste foarte repede s-au propagat în economie. Acum, următorul lucru ce s-a întâmplat, războiul, deci noi, cum am mai zis, noi avem ca pondere în comerț față de Ucraina, Belarusia și Rusia, noi avem probabil cea mai mare expunere față de celelalte țări din regiune. Respectiv, pe noi lucrul ăsta ne-a afectat. Ucraina este în proximitate, deci vecinitatea noastră imediată. Noi avem foarte multe lanțuri de aprovizionare cu Ucraina, care unele s-au rupt și au creat șocuri suplimentare. Altele noi s-au stabilit, dar, mă rog, asta este altă problemă, dar toate aceste șocuri au venit aproape simultan, s-au suprapus și asta a rezultat într-un val inflaționist foarte puternic. Respectiv, da, el la noi s-a propagat mai repede decât în Europa, dar cred că și o să reușim să-l stângem mai repede. Numai că, vă spun, rămâne, cum am mai zis, rămâne provocarea cea mare să ieșim din recesiune. Încă două instituții media se uită la aspectul social al acestei chestiuni și vă întreabă în felul următor. Mai întâi, revista Bănci și Finanțe pornește de la premiza că inflația este o taxă asupra sărăciei și vă întreabă ce ar trebui făcut în afară de politica monetară a Băncii Naționale în stat pentru ca acest impozit să nu fie atât de împovărător pentru populația Republicii Moldova. Nu am altceva decât să vă răspund ca la carte. Deci, da, normal, inflația este o subminează în primul rând situația economică a pătrelor cele mai vulnerabile. În primul rând, noi trebuie să, ca să răspundem la această provocare, în primul rând trebuie să oprim procesele inflaționiste și noi suntem aproape că suntem acolo. Și a doilea, deci trebuie să majorate veniturile acestor pătre a populației. Și cea mai bună și cea mai sustenabilă care de majorare a veniturilor este să creștem productivitatea în economie, productivitatea muncii. Și atunci o să crească sustenabil și o să crească sustenabil și veniturile populației. Ca să crească productivitatea sunt foarte multe ingrediente necesare, este un efort care poate nu dă roade imediate, dar el trebuie să fie făcut. Și aici se cere investiții, deci pentru a tehnologiza industria și economia, deci pentru a mări productivitatea muncii și a face mai eficientă economia noastră și mai competitivă, educație, numai decât. Și restul, infrastructură și tot ce ține de mediul de afaceri, justiție și alte lucruri. Deci ați observat nimic nou sub soare. Aceleași lucruri, aceleași dezderate care întotdeauna erau anunțate, ele rămân valabile. Trebuie să mergem cu reforme, cu îmbunătățirea climatului de afaceri și crearea condițiilor pentru o creștere sustenabilă a economiei.
Jurnal TV cam în aceeași cheie. În condițiile scăderii veniturilor reale ale populației, reducerii consumului, a diminuării PIB-ului cu aproape 6% către finele anului 2022, când ar putea reveni cetățenii la nivelul de trai de până la 21 și cât ar trebui să constituie creșterea economică în următorii 2 ani în Republica Moldova ca să se depășească deficiențele astea provocate mai întâi de criza COVID, apoi de războiul ruso-ucrainean și inflația care a subțiat veniturile cetățenilor începând cu 2022. Da, într-adevăr, acum sarcina imediată, ca să rezolvăm acest problem, sarcina imediată este să ieșim de recesiune. Previziunile noastre arată că noi vom fi deja, vom avea creștere pozitivă în trimestrul 3 și 4 anului viitor. Sperăm foarte mult să se realizeze aceste lucruri. Cel puțin mă bucur că avem semne bune ce țin de agricultură, care este un factor foarte important în creșterea economică și susținerea consumului populației și mărirea veniturilor populației. Previziunile noastre arată că chiar dacă noi oricum în trimestrul 3-4 având creștere pozitivă suntem sub potențial, deci în mijlocul anului 24, deci într-a două jumătate, noi vom ajunge la nivelul de echilibru a ritmului de creștere. Și când vorbesc de acel echilibru, este un ritm de creștere a produsul intern brut, care nu generează procese excesive inflaționiste. Deci nu pune presiune pe inflație. Deci asta este acel echilibru, acel potențial de creștere pe care noi trebuie să tindem. El dă un echilibru bun între creșterea economică, creșterea veniturilor populației și menținerea stabilității prețurilor. Acum poate fi acest potențial mărit, da, el poate fi mărit exact în aceleași lucruri pe care le-am spus, prin sporirea productivității muncii, tehnologii noi, investiții, mediul de afaceri, educație. Continuăm, domnule guvernator, cu alte teme. La începutul lunii martie, premierul Dorin Recean lansa programul 373 de sprijinire a antreprenorilor. În linii mari e vorba despre subvenționarea din partea guvernului a creditelor luate de antreprenori. Și mult strict vă întreabă în legătură cu acest program. Cum apreciază BNM intenția guvernului de a încuraja creditarea în valută din contul resurselor bugetare prin intermediul acestui program 373? Aceasta în contextul în care BNM duce la moment o politică clară de descurajare a creditării în valută manifestată printr-o politică a rezervelor minime obligatorii mult mai aspră. Într-adevăr, noi descurajăm intermedierea în valută, dar nu și-o interzicem. Da? Ea există și ea are locul său. Deci trebuie să înțelegem că mulți agenți economici este în beneficiul lor finanțarea în valută, deoarece iau venituri în valută sau anumite expuneri în valută străină și atunci pentru ei este mai benefică finanțarea în valută decât în lei. Deci faptul că și acest segment de antreprenori este susținut prin programul guvernamental nu ne creează careva contradicții și careva probleme. Și programul, de cât înțeleg, el susține și finanțarea în lei și finanțarea în valută. Bine, acum, cum am zis, deziderat principal este să luptăm cu recesiunea, să readucem economia la creștere. Și măsura în care acest program va susține acest liderat, cred că trebuie salutat. Întrebarea de la Business Pages. De ce volumul creditelor noi și al noilor depozite a scăzut brusc cu peste 20% în aprilie? Care ar putea fi consecințele pentru bănci, pentru sistemul financiar? Și vă întreabă de asemenea jurnaliștii dacă credeți că această tendință va continua. Deci e prematur să numim aceasta o tendință.
o privim ca o fluctuație și este această scădere cu 20% este luna aprilie față de martie 2023. Deci, și aici ar putea să suprapună mai multe lucruri. Deci în luna aprilie noi am avut multe sărbători, respectiv asta iarăși are impact și pe procesul de creditare și altele. Deci eu nu m-aș grăbi să o numesc o tendință, cu atât mai mult că dacă privim cumulativ la începutul anului față de aceeași perioadă anului 2022, totuși avem o mică creștere a creditelor noi. Și cred că deci trebuie să urmărim mai departe cum vor evolua lucrurile. Adevărul este, încă o dată, da, noi suntem într-o situație când vrem să susținem procesul de creditare. Noi am mai diminuat recent rata de bază și noi sperăm foarte mult că asta se va reflecta cât de curând în rate mai mici la credite și asta va relansa procesul de creditare. Despre programul cu femei vă întreabă agenția de presă Infotag. Întrebarea sună în felul următor. Moldova are o oportunitate reală de a primi finanțare de la femei în cadrul noului instrument de împrumut al fondului, dar pentru aceasta trebuie să îndeplinească trei condiții: să propună un pachet de reforme care să abordeze probleme pe termen lung asociate cu impactul negativ al schimbărilor climatice, să aibă un program paralel cu femei pentru cel puțin 18 luni și să aibă datorie publică sustenabilă. Întrebarea Infotag este: care dintre acestea trei vi se par cele mai dificile pentru Moldova? Eu nu văd problemă cu programul femeic. Noi avem acum un program femeie activ și el cred că are o perioadă care acoperă minimum necesar. Nu văd probleme cu nivelul datoriei publice. Noi suntem încă sub 40% ca datorie publică față de PIB, ceea ce este un nivel destul de confortabil și ne permite să mai atragem, ca guvernul să mai atragă împrumuturi pentru a finanța reformele și investițiile publice. În ceea ce ține, probabil cea mai dificilă o să fie partea cu politicile. Deci, cel puțin eu răspund de ceea ce face Banca Națională și Banca Națională chiar în anul acesta se va angaja într-un proiect prin care să implementăm principiile de green financing și deci vom beneficia de asistență tehnică din partea la IFC, unii vom implementa anumite instrumente, cum ar fi taxonomia verde și instrumente de supraveghere legate de finanțarea verde. Și asta ne va ajuta din partea noastră noi să creăm, hai să zicem, un element important de infrastructură pentru asigurarea finanțării proiectelor verzi din Republica Moldova inclusiv. Clubul Presei Economice vrea să afle de la BNM cum s-a schimbat geografia transferurilor de bani către Moldova din străinătate și din Moldova în străinătate. Pe fondul suspendării transferurilor de bani din Federația Rusă de către mai multe sisteme și a prezenței unui număr mare de refugiați ucraineni în Republica Moldova, și vă întreabă de asemenea care sunt noile tendințe. Partenerii noștri tradiționali din Uniunea Europeană au rămas să domine în ceea ce ține ponderea transferurilor în Republica Moldova și din Republica Moldova, deoarece sunt principalii noștri parteneri de comerț și în rândul țărilor europene, pe primul loc se află România, care are cea mai mare pondere în comerțul cu Republica Moldova din toate țările Uniunii Europene. Deci aici avem o stabilitate și lucrurile continuă treptat să evolueze. Avem anumite evoluții în ceea ce ține relațiile cu Ucraina. Deci, cum am mai zis anterior, unele lanțuri de aprovizionare s-au întrerupt, în schimb au apărut altele, deci noi am ajuns să fim o filieră de aprovizionare a Ucrainei cu produse petroliere, respectiv sunt și fluxuri financiare prin Republica Moldova legate de acest lucru. Asta e ceva mai nou. În schimb, au dispărut poate altele mai vechi, unele produse care mai înainte le importam din Ucraina, nu se mai importă.
E mai mare schimbare în ceea ce ține relațiile cu țări ca Federația Rusă și Belarus. Deci acolo fiind impuse sancțiuni, au diminuat semnificativ și relațiile comerciale, respectiv și transferurile cu scopuri de afaceri. Avem o creștere oricum a transferurilor la persoane fizice din Federația Rusă în Republica Moldova. Este foarte greu să ne pronunțăm cu exactitate asupra naturii acestui fenomen, pentru că transferurile sunt foarte multe și ca să le înțelegem trebuie să le ridicăm pe toate, să le analizăm. Ele preponderent se fac prin companii internaționale de plăți și de regulă se fac în dolari sau euro. Deci respectiv mai trec prin careva filtre amile și prin băncile din vest. Această creștere a transferurilor persoanelor fizice din Federația Rusă în Republica Moldova, noi o explicăm parțial prin faptul că mai mulți cetățeni moldoveni care se aflau în Federația Rusă la momentul când s-a declanșat războiul și când au fost impuse sancțiunile astea dure, deci au acumulat economiile și acum treptat le transferă acasă în Republica Moldova. Probabil considerând Republica Moldova un loc mai sigur decât ceea ce este astăzi în Federația Rusă. Schimbăm fila, domnule guvernator, și vreau să vă întreb despre procesul acesta de preluare a competențelor de supraveghere a pieței de asigurări și creditare nebancară de la CNBF, Comisia Națională a Pieței Financiare. Ce trebuie să se întâmple după asta? La ce trebuie să se aștepte cetățenii după 1 iulie când are loc acest transfer? Da, deci acest transfer în sine este foarte... un proces foarte complex. Noi de la 1 iulie o să preluăm supravegherea și primul lucru pe care vom face, ne vom axa pe dezvoltarea de mai departe a cadrului de reglementare și supraveghere, în special în sectorul de asigurări. Bine, el este impus și de agenda noastră de integrare europeană și de angajamentele pe care ne-am asumat față de partenerii străini, bunoară în cadrul proiectului Twinning cu Banca Națională a României, Banca Națională a Lituaniei și Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos. Deci, în cadrul acestui proiect Twinning, noi trebuie să aducem legislația din domeniul asigurărilor la în conformitate cu directivele Uniunii Europene. Și asta o să facem imediat ce ajung la noi, o să vedem ce a mai rămas de făcut, ce n-au reușit să fac CNPF-ul și o să ne angajăm noi cu echipa să finalizăm lucrul. Dincolo de asta, pe partea de asigurări, noi ne propunem ca obiectiv strategic să ne asigurăm că avem o transparență a acestui sector, ceea ce ține și de acționari, și management, și felul cum se gestionează fluxurile de bani, AML-ul și așa mai departe. Să impunem o guvernanță corporativă la cele mai înalte standarde, așa cum prevăd de fapt și directivele europene. Și sunt sigur că asta va aduce beneficii cetățenilor. Va aduce beneficii pentru că asta urmează să protejeze mai bine și stabilitatea sectorului, dar și interesele cetățenilor și sperăm printr-o transparență și o reglementare mai bună a sectorului să aducem jucători mai serioși pe piața de asigurări din Republica Moldova, să aducem investitori de calitate din Uniunea Europeană. Limitarea gradului de îndatorare a populației și menținerea unui nivel adecvat de lichidități, acestea sunt două din șase priorități ale procesului de supraveghere bancară pe care și le-a stabilit Banca Națională pe anul în curs. Și vroiam să vă întreb de ce anume aceste măsuri, dar mai ales gradul de îndatorare este ceva ce îngrijorează în acest moment Banca Națională. Vă întreb la fel în legătură cu faptul că foarte curând
Banca Națională va fi singura entitate, autoritate care va supraveghea acest sector al creditării. Într-adevăr, supraîndatorarea cetățenilor ar fi un fenomen destul de periculos și problematic pentru cetățeni, dar și pentru stabilitatea financiară a statului Republican Moldova. De asta, anul trecut au fost implementate acele reglementări care la noi au fost primit denumirea de creditare responsabilă. Ele au fost implementate în paralel și în sectorul bancar de către Banca Națională a Moldovei și în sectorul nebancar de către Comisia Națională a Pieței Financiare. Ele vin în primul rând să asigure că cetățenii nu sunt supraîndatorați și în felul acesta nici cetățeanul nu este expus la riscuri, dar nici sectorul financiar care îl creditează pe acest cetățean nu are riscul de a ajunge în situația în care nu poate să-și recupereze creditele. Deci aici se aduc claritate, deci el nu are doar aspect de protecție a consumatorului. Aceste reglementări au un scop mult mai larg de asigurare a stabilității financiare în țară. Și protejează și cetățeanul în același rând. Ele au fost implementate anul trecut, deja sectoarele s-au adaptat, deja practic curând o să fie un an de zile de când sectorul bancar activează și cred că în toamnă o să fie primul an de când sectorul nebancar activează cu aceste reglementări. Evident, la prima etapă, aceste reglementări noi au avut un impact, să zicem așa, de temperare a ritmului de creditare, dar eu cred că un an, doi ar putea să fie o perioadă de adaptare prin care industria se adaptează la condițiile noi, după care și toată economia și cetățenii se vor învăța să lucreze și să beneficieze din plin de posibilitatea de creditare fără a ajunge în situații de supraîndatorare. După un an de funcționare acestor reglementări, eu nu cred că trebuie să ne facem griji mari de posibilă supraîndatorare, cel puțin în sectorul bancar cu siguranță. Noi n-am avut problema asta nici până la implementarea acestor reglementări, deci era poate existau cazuri mai izolate în sectorul bancar. Acum, cu implementarea acestor reglementări, cred că sectorul bancar nu trebuie să mai avem probleme de astea și sper că la fel stau și lucrurile și în sectorul nebancar, dar vom vedea asta după 1 iulie când vom prelua. Pe final, domnule guvernator, vă propun câteva întrebări scurte cu răspunsuri la fel de scurte. Care e cea mai mare confuzie despre BNM pe care ați auzit-o până acum? Lumea crede că Banca Națională stabilește cursul de schimb al leului moldovenesc față de alte valute străine. Încă o dată vin să afirm că piața la noi stabilește cursul, el este liber și stabilește independența de cerere și ofertă. Dacă avem niște bani în plus, unde putem investi în Republica Moldova? Bine, dacă nu știți unde să investiți, puteți să-i puneți la un depozit la bancă. Și până căutați o oportunitate mai bună de investiții, fie în imobili, fie într-o afacere, fie în altceva, banii pot rămâne pe depozit și să vă genereze careva venituri. Da, și pe lângă acele direcții de investiții de care am vorbit, cred că cea mai bună investiție oricum rămâne în educație. În educație și proprie creștere profesională. Acum e mai bine să iei credit de la bancă sau să depui banii în bancă? Știți, depinde de situația fiecăruia și de scopurile pe care și le propune, ce are pe agenda. Deci dacă cineva se pregătește de o investiție, atunci trebuie să probabil să acumuleze anumit capital înainte de a se lansa acolo și atunci când este gata să facă investiția, dacă este necesar, poate să mai împrumute bani de la bancă. Dar în general, noi toți trebuie să ne învățăm că este bine să facem și anumite economii. Economii pentru a realiza diverse scopuri. Trebuie să ajungem să
cumpărăm un imobil. E bine să facem economii ca să putem face măcar plata inițială. Dacă cresc copiii, trebuie să acumulăm bani că putem să le dăm și o școală, o educație. Și de ce nu? E bine să acumulăm bani ca să avem careva rezerve atunci când vom ajunge să ajungem la pensie. Noi, până ce fi, nu avem o infrastructură de pensii private, dar eu sper foarte mult că o să apară și ea cu timpul. Această investiție niciodată nu dă rezultate negative. Întotdeauna aduce beneficii și aduce bunăstare. Și asta ar fi recomandarea mea pentru toți tinerii, să investească în educație și în propriile cunoștințe. Și următoarea întrebare, în ce e mai bine să faci economii acum, în acest moment, în lei sau în altă valută? În lei, sigur că. De ce Moldova se împrumută de la FMI? Moldova se împrumută de la FMI și de la alți donatori, deci parteneri de dezvoltare, pentru că ei oferă finanțări la condiții concesionale, adică la condiții mai bune decât cei ce oferă piața, la rate mai mici. Și partea bună în acestor finanțări este că ele de regulă vin cu careva politici. Nu doar bani, dar vin și cu reforme, vin și cu recomandări, cu analize, cu asistență tehnică care ne ajută să utilizăm acești bani eficient și să ne dezvoltăm ca țară. Ce viitor are criptomoneda? Eu cred că nu are un viitor bun. Pentru că până ce-o fi, tot ce a făcut acest instrument a arătat că este un instrument perfect pentru spălare de bani, pentru alte lucruri netransparente și pe lângă asta, cei care știu noțiunea de Ponzi Scheme, deci toate criptomonedele sunt un fel de Ponzi Scheme, deci un fel de piramidă în care câștigă cel care a intrat la timp și pierde cel care n-a ieșit atunci când trebuie. Dar asta nu are nimic comun cu economia reală, deci în spatele acestor criptomonede nu sunt procese economice, banii investiți acolo nu aduc dezvoltare economică. Cum poți să ajungi să lucrezi la Banca Națională? E foarte simplu. Pe pagina Băncii Naționale permanent sunt afișate locuri vacante pentru care noi organizăm concursuri. Puteți să vă documentați care sunt cerințele minime pentru a obține o poziție sau altă și să participați la concurs. Deci angajarea la noi se face prin concurs, destul de foarte transparent, și ne străduim să fim cât se poate de corect cu toți candidații care participă la aceste concursuri. Cum ați interpreta expresia, banii ținuți la saltea sunt mâncați de inflație? Literalmente. Deci banul ținut la saltea, el stă, nu generează niciun venit, respectiv el nu compensează faptul că avem o inflație. Inflația oricum există, prețurile oricum continuă să crească. Iar banul care stă la saltea rămâne în urma acestei creșteri de prețuri. Deci el bine să fie pus măcar la un depozit ca să obțină ceva dobândă și să compenseze acest lucru. De la ce vârstă începi să economisești ca să fii independent financiar? Economisești de atunci de când poți să-ți permiți să economisești. Deci trebuie să ai suficiente venituri ca să-ți acoperi cheltuielile curente și după asta poți să te gândești la careva economii. Și când vom putea plăti cu smartphone-ul peste tot în Republica Moldova? Eu deja plătesc cu smartphone-ul. Dincolo de asta, noi suntem acum în proces de implementare a unei noi soluții, care se numește Instant Payment. Și noi sperăm, chiar la începutul anului viitor, deja să lansăm primele soluții pentru cetățeni care să poată să folosească, să facă transferuri instant, adică imediate, tehnologic făcut cât se poate de simplu ca și probabil cu utilizarea telefonului mobil, cred că va fi soluția cea mai bună. Succes, domnule guvernator, vă mulțumesc, vă mai așteptăm la podcastul De Sens Banilor. Mulțumesc și eu pentru invitație.